Ascuns într-o pădure cu aer fermecat, castelul Sturza apare dintre copacii bătrâni ca un castel dintr-o poveste a copilăriei. Impunător, construit în stil neogotic, castelul pare să dăinuiască secretelor tuturor celor care i-au trecut porțile. Bine ați venit în cel mai romantic loc de lângă Iași, la castelul Sturza din Miclăușeni. Cât de frumos e! Cât de romantic este peisajul în care este așezat acest castel. Blazonul familiei Sturza îl are reprezentat pe Sfântul Gheorghe ucizând balaurul. Va trebui să aștept pentru că sunt tururi ghidate din oră în oră și următorul este la ora 2. Acum este 1:15. Mai avem 45 de minute să ne bucurăm de parcul sau domeniul castelului. Uitați ce decorațiuni! Să vă mai spun câteva lucruri pe care le-am citit despre castel între timp. O mare parte din mobilă, atât ușile cât și ferestrele, sunt sculptate în lemn de trandafir. Iar pentru scara centrală din castel a fost adusă marmură din zona Croației. De asemenea, sobele sunt cu teracotă sculptată și pictată. Castelul deține o vastă bibliotecă și colecții de arme și costume medievale din secolul al XVI-lea, colecții de bijuterii și alte piese rare, arheologice, numismatice și epigrafice. Și aici se află o bibliotecă care număra la vremea respectivă peste 4.000 de volume. Multe dintre ele au ajuns la Biblioteca Universitară din Iași. Însă cele mai multe au dispărut fără urmă în 1944-1945. Se spune că ar fi fost distruse cu barbarie, arse în sobe pentru încălzire de către soldații ruși, care au locuit temporar aici, la castel, în acea perioadă. În timpul celui de-al doilea război mondial, castelul a fost abandonat, deoarece frontul era foarte aproape. Mai mult decât atât, el a fost devastat, cărțile furate, colecțiile distruse. Abia aștept să văd atunci când îl vom putea vizita ce anume s-a mai păstrat din toate acele colecții. Aici avem o pisică castelană, pisica castelului. Pss, pss, pisuca! Ce faci, mami? Pss, nu intra noroi că ești frumoasă, vai ce frumoasă ești! Pss, ce faci, iubita? Pss, pss, stai, ai zgardă, are zgardă, hai să te mânghe, mama! Ii? Ce ești tu, ești fetiță? Din punctul meu de vedere, aceasta a fost cea mai interactivă și faină vizită la un castel din România cu ghid. Construirea 1904, însă adevărata poveste a început un pic mai devreme, cam acum 150 de ani, când George Sturza și Maria Ghica s-au căsătorit. Au plecat în luna de miere, unde au stat aproximativ un an de zile. Au călătorit prin toată Europa și au adunat influențe, așa că acest castel are arhitectura neogotică. La întoarcere, au primit cadou de la Alecu Sturza, tatălui George, vechiul conac, pe bazele căruia au ridicat
ce avem astăzi aici. Acesta este atelierul de pictură. Aici a fost atelierul de pictură. Observați, sunt mai multe ferestre pentru o lumină cât mai bună. În această cameră sunt câteva dintre puținele obiecte originale rămase în castel. De ce dintre puținele obiecte? Pentru că, în al doilea război mondial, castelul a fost chiar linia frontului și a fost ocupat de către ruși. Aceștia, nu din lipsă, să spunem din lene, să nu iasă afară, să taie lene din pădure, au preferat să ardă mobilierul. După plecarea rușilor, sătenii au considerat că ce a rămas este mult prea mult și au luat acasă. Dacă doriți să vedeți mobilierul original, puteți merge în satele de lângă, în Butea, în Cloușe, să-i rugați pe localnici să vă lase să vedeți ce au în podul caselor. Iar în acest dulăfior, ascunse de ochii lumii, ținem latrina și lavoarea. Care este soba. Se spune despre ea că a fost placată cu foință de aur. A fost baia. Bine, baia este mult spus. Știți, o baie de șchiuvetă și toaletă. O putem numi camera de înmăiere, pentru că aici avea doar cadra. Se află chiar sub picioarele mele. Această cadră era înaltă cam de 1 metru, 1 metru și 20, iar pentru a urca efectiv în ea, erau nevoiți să urce câteva trepte. V-am spus că au călătorit prin toată Europa și au adunat influențe. Așa că această cadră are scurgerea de tip turcesc. În colțul acesta, unde este acea gaură ferete, a fost o sobă ce era folosită cu scopul care noi astăzi folosim boilerele, pentru a încălzi apa. În baie, până și tavanul este diferit. Nu este drept ca în restul castelului, ci este făcut în arce, ca apa să nu rămână, să distrugă picturile și să se scurgă. Nu o să intrăm, sunt obosiți, poate dorm, să ne deranjăm. Ce accesul către scara servitorilor? Era o scară din lemn construită în spirală. Cele două uși, din spatele dumneavoastră, ascund de fapt două cămăruțe, așa zisele camere de așteptare. Cei ce veneau în audiență erau pursași de camere. Erau folosite în general de poștași. Ați observat că în majoritatea camerelor, încălzirea se făcea prin sobe din acelea clasice. Însă pe holul și pe casa scării a fost un pic diferit. Observați spațiul acela gol, unde este ceasul, ce avea fumurile prin pereți. Dacă lovesc ușor peretele, observați? E gol. Pe acel perete avem blazonul familiei. Crucea cu șarpele, reprezentând acea ramură a mergilor militari. Leul, reprezentând luptătorii, era luptător pentru țară, iar acea micuță coroană reprezintă regalitatea. Aici a fost salonul. Nu este foarte mare, deși la vremea respectivă se organizau baluri pentru ce sunt toase. Însă cei doi erau pasionați de seratele culturale, unde preferau să vorbească despre politică. Aici avem și patru poze. Maria în biroul dumnealui, iar aici Maria împreună cu fiica sa, Ecaterina. Sunt două sobe originale, făcute chiar în stilul pieselor de șac, turnurile sau turele. Original, făcut din lemn de trandafir. Aici am o revistă de modă de la vremea respectivă. Thank you.
E destul de încăpător, însă, după cum puteți observa și din poze, a fost împodobit cu foarte multe obiecte și armuri din metal. Bineînțeles, și acestea au dispărut. Dar nu v-am adus aici pentru a vă spune asta, ci pentru a vă prezenta acest cadran solar, care este un pic special. Cel cadran indica doar până la ora 3. După ora 3, domnul dorea să părăsească biroul pentru a se preocupa de pasiunile sale. Principala sa pasiune au fost caii de rasă. Aici a fost biroul Mariei. Este mai micuț decât biroul lui George. În schimb, doamna avea fereastra chiar deasupra ușii de la intrare, pentru a fi atentă la vizitatori. Mai precis, la vizitatoare. Când domnul era în salon, împreună cu musafirii săi, iar doamna era invitată, să zic așa, pentru a nu deranja, părăsea biroul pe această ușă. Iar aici, dormitorul Mariei. Pe ușa din spatele meu se făcea accesul către dressing-ul doamnei, dar și spre seiful familiei. Observați, domnul nu avea acces la banii familiei, dacă doamna era bine dispusă. Aici a fost camera pentru servirea mesei. Observați cele două uși, erau de fapt două dulapuri folosite pentru a ascunde vesela. Mâncarea nu era gătită propriu-zis în castel, era gătită în exterior și adusă de către servitori. Aceste obloane sunt originale. Observați? Balamalele nu scârțe, cu toate că nu au fost unse niciodată. Poftesc pe terasă și poți să observați că ușa este românească. 100%. Cândva, doar domeniul pe care ne aflăm astăzi aici avea circa 30 de hectare de pădure. Era întins de la Târgu Frumos până la Roman și spre Suceava. Aici a fost unul dintre cele mai mari parcuri dendrologice din țară. În momentul de față nu mai există acea pădure, însă a rămas cu acest copac de ginkgo biloba, pe care la sfârșit o să vă rog să-l îmbrățișați pentru energii pozitive. Plus acestui copac se face ceai. Este foarte bun pentru circulație, pentru memorie, dar și pentru domn la nevoie. În spatele meu poartă denumirea de Casa Macrina. În momentul de față, acolo sunt camere închiriate în regim hotelier. Însă, inițial, acolo au stat cei doi timp de 24 de ani cât s-a construit castelul. Poartă denumirea de Casa Macrina, deoarece Ecaterina, fiica celor doi, când a ales să se călugărească, a luat numele de Maica Macrina. Pe terasă avem și două mini-turnuleți, să le zic așa. Pe ele putem vedea o parte din blazonul familiei. Șarpele și leu. Există un ultim sturza, un moștenitor. Se amestecă în principiu cu sturza la ridicat, tot în sturza cumva recondiționă. În momentul de față, domnul lucrează în colaborare cu cei de la Mitropolie pentru restaurarea castelului. Acum o să facem o micuță pauză pentru cei ce doresc să-și facă poze.
În timpul comuniștilor, castelul a fost transformat în spital de copii. De aceea, pereții sunt vopsiți în alb și au fost acoperite, practic, picturile originale. Ulterior, a devenit depozit de grâne. Acesta este un pat din spitalul de copii din vremea comuniștilor, rămas aici. În urma restaurării au descoperit și o parte din picturile originale, care fuseseră acoperite cu var alb, după cum puteți vedea, în timpul comuniștilor. Aici a fost camera pentru primirea oaspeților. Veneau cu trăsura pe terasa de aici din spate, erau poftiți înăuntru și conduși către salon, iar cea de-a doua, ca aici, a fost camera pentru primirea oaspeților nepoftiți. Persoane care întârziau la întâlnire sau persoane care nu erau agreate de familie. Pe sobă este încrustată frunza de ginkgo biloba. Cum noi colecționăm magneți în zilele moderne din călătoriile noastre, familia Sturza colecționa citate pe care ulterior le inscripționa aici, pe pereți. Lăsați și voi un comentariu cum vi s-a părut această experiență. După cum spunea ghidul, haideți să îmbrățișăm copacul de ginkgo biloba pentru energii pozitive.